Salutare fraților și bine ați venit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Mihai Răzvan și astăzi vom face un unboxing și ceva mai special pe acest canal. Vom face unboxing la o trotinetă electrică, că tot vine vara și cu mașina e super cald. Bine, nici nu mai există mașină, dar e super cald și am ales să iau o trotinetă electrică de la QuickVolt, QuickVolt 8. Acum o să vedem care e treaba cu ea, azi mi-a venit și să vedem care e treaba. Deci este vorba despre un QuickVolt 8, cam așa arată cutia, mare și super grea. Este de... Este de 10,4 amperi, 48 de volți. E o trotinetă ok, cred și sper. Pe partea asta puțin bubuită cutia. Sperăm să nu aibă nimic în interior. Aici la fel. Este cât de cât grea. Acum o să luăm cutterul și o să vedem ce avem noi în interior. Dar nu știu, cred că mai bine dau eu GoPro ăsta jos. Prima dată. Gata, mai bine acum. Deci aici bam bam. 10,4 amperi, 48 de volți. Hai să trecem la treabă. O deschidem. Văd că avem doar aici. Și aici. Și aici. Să lăsăm cutterul jos. O, frumos, frumos. Ia să vedem ce avem noi aici. Deci, în primul rând, încărcătorul. O să-l punem aici deoparte pe masă. Avem două manuale. Ia asta să punem scaunul aici. Deci avem aici două manuale. QuickVolt 8, QuickVolt 9, QuickVolt 10X. Un manual normal. Avem aici un range de kilometri de 35-40 de kilometri, 40 la oră maxim, 18-19 kg, motor de 500 de W și cam atât. El manual, avem și în română. Până cu un singur tambur pe spate. Da, e interesant. O să le lăsăm aici. Mai avem aici un multitool. Perfect. Îmi trebuia și la bicicleta asta. Mai avem aici o cutie care sunt niște șuruburi. Aparent este încărcătorul. Da, deci ăsta e încărcătorul. Ăsta are cum să pice. Are cum să pice. Deci ăsta este încărcătorul de aici. Avem aici și multitool-ul, o să-l pun aici. Și manualele ca să fie treaba. O să dăm ăsta jos. Uite, vine și cu roțile umflate. Mai avem aici o borsetă de la QuickVolt. Mișto. Nu o să o folosesc, cred. Mamă, dar e super cald. Și o să scot eu ăsta de pe piept și o să-l pun la loc, deoarece nu prea am cum să vă filmez și mi-e cam aiurea singur. Dar încercăm. Vedem ce putem face. Dăm unul singur și vom trece la treabă. Gata. Gata, am scos și trotineta. Aici mai încă un ăsta. Aici avem factura, dacă vă întrebați cât a fost, 2400 de lei. De la QuickVolt avem aici și certificatul de garanție, astea trebuie păstrate. Și o să dăm cutia mai așa, să pot să umblu. Ok, o să pun trotineta aici și o să vă arăt. Așa.
Nu se vede? Hai că... M-am murdărit de ceva, nu știu ce. Deci, aici avem un sistem de prindere super mișto, după părerea mea, care se strânge bine. Așa se pliază. M-am pus. Și acum strângeți de ăsta. Și se pliază. Oricum trebuie strânse mai bine și astea. Probabil că de aia și primit imbusul. Aici se și ridică, trebuie. Asta se pliază. Mișto. Gata, fraților, am reușit și cam asta e trotineta. Ne-a dat și drumul, acum mergem și noi la o tură. Avem aici display-ul ăsta, mișto. Hai să trecem la treabă. Și cam asta e trotineta. Sper chiar că arată decent. O să vă las niște poze aici pe ecran. Cu Evoltop, hai să trecem să dăm o tură și să vedem ce poate. Are doar două linițe de baterie, dar o să ieși mai pe seara, acum e super cald, o să ies doar să dau o tură. N-am apucat să filmez din prima reacție, dar să vedem acum. 25 la oră. Mamă, de aici nu mai accelerează absolut deloc. Deci m-am plimbat cam 2 minute, mi se pare super mișto. Doar că acum e limitată la 25. O să merg acasă și o să o delimitez, o să mă uit să văd cum se delimitează. Că mi se pare super încet cu 25. Dar în orice caz, se mișcă super bine, mi se pare super ok. O trotinetă ok. Dar parcă are turbo lag. Frâne mișto. Na, ce să... total. Ia să vedem la vale cât prinde, dar cred că prinde la fel. Și după o să merg să o las și la încărcat, că mai are doar o liniuță. De aia nici nu prea trage. Mamă, deci mi se pare super, super mișto. Chiar e mișto, e răcoare. Chiar o să ies pe seară. Să vedem cum e. E super mișto, super stabilă, super tot. Dăm pe modul trece mai forță. Păcat că o limitează la 25, că dacă ar fi mers mai mult. Mamă, dar e mișto pulsul ăsta de la viteza 1. Deci îi dăm de la 1. O să-i dăm pe stradă mai bine. Deci suntem pe viteza 1, da? Acum am dat a doua și are o liniuță de baterie și acum a treia. Trage ca la. Da, fraților, și cam asta a fost videoul de azi.
O să fac și mâine cum e cu trotineta la școală, că pentru asta am luat-o mai mult. Nu știu ce se aude, că bate vântul. O să merg să o las la încărcat, o să mai filmez pe seara când ies și o să urc clipul pe YouTube. Eu am fost Mihai Răzvan și ne vedem la următorul clip.